Popa Tanda de Ioan Slavici ierte Dumnezeu pe dascălul Pintilie. Era cântăreț vestit și murăturile foarte îi plăceau. Mai ales dacă era cam răgușit, le bea cu gălbenuș de ou și îi se drecea organul, încât răsunau ferestrele când cânta Mântuiește, Doamne, norodul tău. Era dascăl în butucani bun sat și mare, oameni cu stare și cu socoteală, pomeni și o specie de bogat. Iară copii n-avea dascălul pintilie decât doi. O fată pe care am o după Petrea Țapului și pe Trandafir, Părintele Trandafir, popa din Sărăceni. Pe Părintele Trandafir să-l țină Dumnezeu. Este un bun a învățat multă carte și cântă mai frumos decât chiar și răposatul tatăl său. Dumnezeu să-l ierte și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și când ar citi din carte. Și harnic și grijitor om este părintele Trandafir. Adună din multe și face din nimica ceva. Strânge, drege și culege ca să aibă pentru sine și pentru alții. Mulți s-au ostenit, părintele trandafir în tinerețea lui. Școlile cele mari nu se fac numai iac așa, mergând și venind. Omul sărac și mai are și mai rabdă, iar cu capul se lucrează mai greu decât cu sapa și cu furca. Dar toate s-au făcut și nici n-au rămas lucru zadarnic. Trandafirică a ajuns popă în satul tătâne său în Butucani, bun sat și mare, Oameni cu stare și cu socoteală, dar la pomeni și la o părintele trandafir nu merge bucuros. Minunat om ar fi părintele trandafir dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă, cam aspru la judecată, prea de dreptul, prea verde fățiși. El nu mai sucește vorba, ci spune drept în față dacă i s-a pus ceva pe inimă. Nu e bine să fie omul așa. Oamenii se prea supără când le luăm căciula din cap. Și e bine să trăim bine cu lumea. Aceasta s-a văzut și cu al de părintele Trandafir. Un om ca el, nici doi ani n-a putut să stea în butucani. Când una, când alta, odată da cu vorba în săteni, altă dată da în protopop. Și este știut că mai ales cu protopopul, preuții trebuie să nu facă multă vorbă. Decât vorbele la protopopi, darurile au mai mult înțeles. Iar asta părintele Trandafir nu voia să o priceapă. Nu-i vorbă, drept avea părintele Trandafir. Este numai că dreptul e treaba celor mai mari în putere. Cei mai slabi trebuie să și-l arate pe încetul. Furnica nu răstoarnă muntele, dar îl poate muta din loc. Încet însă, încet, bucățică după bucățică. Poate că știa și părintele că este așa în lume, dar el avea legea lui. Cei drept și adevărat, nici la dracul nu-i minciună. Acesta era cuvântul lui. Cu acest cuvânt și-a făcut și calea din butucani. Adică, nu tocmai era făcut-o, ci să sătenii. O vorbă și încă ceva, pentru mai bună înțelegere la protopop, o cale la episcopie, și aici o vorbă bună la protopop. Lucrurile se fac numai dacă le știm face. Cu mult, cu puțin, părintele Trandafir fu trimis de la Butucan la Sărăceni pentru buna înțelegere între crilincioși. Pop în Sărăceni? Cine știe ce vrea să zică? Pop în Sărăceni. Dar așa-i trebuie părintelui Trandafir. Cine vrea să sară peste groapă arunce-și mai întâi de sagi peste ea. Părintele Trandafir n-avea însă decât o nevastă și doi copii. De sagi îi erau deșerți. Pentru aceea îi era atât de greu să sară din butucani la sărăceni. Pe Valea Seacă este un sat pe care oamenii îl numesc sărăceni. Un sat sărăceni pe o vale seacă. Mai rău nu poate să sune însemnarea unui loc. Valea seacă. Vale pentru că este un loc închis între munți. Seacă pentru că pârâul ce și-a făcut cale pe mijlocul văii, este sec aproape întregul an. Iată cum stă valea. În dreapta este un deal numit răpoasa. În stânga sunt alte trei dealuri numite fața, grobnița și aluniș. Pe râpoasa cresc stânci, pe fața sunt holde, pe grobnița este satul, iar pe aluniș sunt mornitele satului între aluni și mesteceni. Așa în dreapta și așa în stânga, dar lucrul de căpetenie este tocmai în fund. Aici sunt munții, de aici vine ce vine. Dincolo, peste râpoasa, este valea răpiții. O vale mai adâncă decât Valea Seacă și numită așa pentru că prin ea curge răpița. Răpița este supărăcioasă, mai ales în timp de primăvară, iar pârâul de la Valea Seacă este un crac al răpiții. Primăvara, când se tobește neaua pe munți, răpița se supără. Vaxă o parte din mânia ei, în cracul de pe Valea Seacă, și asta încetează să dea mai fi seacă. În câteva ceasuri, sărăcenii sunt numai prea bogați în apă. Așa o pățesc aproape în fiecare an. Când semănăturile din vale par mai frumoase, valea seacă minte cu numele și spală tot ce stă în cale. Ar fi încă bine dacă această năpădire ar ținea numai scurtă vreme. Apa rămâne însă pe vale, formând multe locuri de adăpost pentru neamul broscăresc. Iar în locul grânelor pe lângă bălți cresc răchite și se îmbuibă sălcișul. Este oare minune, dacă în urma acestora, sărăcinii s-au făcut cu vremea cei mai leneși oameni. Este nebun acela care seamănă unde nu poate secera, ori unde nu știe dacă va putea ori nu să secere. Pe fața, locul este nisipos. Grâul crește cât palma și păpușoiul cât cotul. Pe râpoasa, nici murele nu se fac. Iar în vale, apa mănâncă rodul. Unde nu e nădejde de dobândă, lisește și îndemnul la lucru. Cine lucrează, vrea să câștige. Iară sărăcenii și-au fost scos gântul de câștig. Pentru aceea nici nu se aflau îndemnați să lucreze. Cât puteau, petreceau vremea întinși la răcoare. Nu puteau, își mâncau zilele lucrând prin alte sate învecinate. Când venea apoi iarna, vai și amar, iar cine e deprins cu răul, la mai bine nici nu gândește. Sărăcenilor le părea că decât așa mai bine nici nu poate fi. Peștele în apă, pasăre în cer, cârtița în pământ și sărăcenii în sărăcie. Sărăcenii Un sat cum sărăcenii trebuie să fie. Ici o casă, colo o casă, tot una câte una. Cardurile sunt deprisos fiindcă n-au ce îngrădi. Ulița este satul întreg. Ar fi fost prost lucru un horn la casă fumul află cale și prin acoperiș. Nici la pe pereții de lemn n-are înțeles, fiindcă tot cade cu vremea de pe dânsii. Câteva lemne credite la oaltă, un acoperiș din paie amestecate cu fân, un cuptor de imală cu prispă bătrânească, un pat alcătuit din patruțe bătuți în pământ, o ușă făcută din trei scânduri înțepenite cu un par, cruciș și cu altul curmesiși Lucru scurt, lucru bun. Cui nu-i place să-și facă altul mai pe plac? Pe vârful satului, adică la cel mai înălțat loc, este o alcătuială pe care sărăcenii o numesc biserică. Ce să fie asta? Este o grămadă de groși bătrâni puși unii peste alții în de pereți. În vremurile bătrâne, cândva, nu se știe când, acest fel de pereți se aflau cu partea de sus, privind tocmai spre cer. Acum, însă, nici asta nu se știe de când. Ei se află în supusă plecare spre acea parte care avea să țină locul unui turn. Asta pentru că stâlpii din față fiind putreziți, de când a bătut vântul cel mare, s-au plecat spre răbdătorul pământ, trăgând cu sine întreaga alcătuială. Așa a și rămas apoi fiind biserica, cel puțin în sărăceni, un lucru de prisos. Popă? Se zice că nu e sat fără de popă. Pe semne cine a făcut zi ca la asta n-a știut de sărăceni. Sărăcenii era un sat fără popă, adică era un sat cu popă, numai că popa lor totdeauna era popă fără sat. Un lucru singur în felul lui cu sărăcenii ăștia mai n-a fost încă popă care să fi stat mai mult decât trei zile în sărăceni și care a stat mai multă vreme aici s-a curățit de păcate. Iar acum părintele Trandafir ajunsese la acest canon de pocăință. El nu mai putea să aștepte că va face ca alții. Să vină o zi să stea alta și să se ducă în a treia. Știa că s-a pus prea rău la protopop pentru ca să poată crede că îl va trimite în alt sat, iar făr de sat nu putea să rămână. Popă făr de sat, roată făr de car, juc făr de boi, căciulă pusă într-un vârf de par. Își puse dar de gând să ei se face, să facă din nevoie drag și să stea bucuros în sărăceni. Era un sat cel puțin de nume. Nimeni nu putea zice că e popă făr de sat, și, într-adevăr, mai potrivit sat, nici cu bobi nu s-ar fi putut găsi. Traista popei se potrivea cu pragul poporenilor. Chiar de la început, părintele Trandafir a înțeles un lucru: cum că în butucan era mai bine decât în sărăceni. Oamenii aveau câte ceva, iar de unde este poți lua. În sărăceni însă, toate încuietorile erau din lemn. Apoi părintele judeca. Popa face treaba satului, iar satul trebuie să îngrijească de traista popii. Multă vreme n-a trecut până ce părintele a început să prindă încredințarea că cu desăvârșire proși n-au fost oamenii care au început cu pomenele și cu ospețele. Este un lucru folositor, zicea el, când oamenii se adună spre a se mângâia și veseli împreună. Chiar Mântuitorul a început cu pomenile și cu nunta de la Cana Galilei. Așa gândea acum părintele Trandafir. Dar în sărăceni nu erau nici pomeni, nici o spețe. Un lucru își zise părintele mai în urmă. În satul sărac, popa nici spice n-are de unde culege. Câtă vreme vor fi sărăcenii lenești, ei vor rămânea săraci și uflămând. Își puse dar de gând ca să facă din poporenii săi oameni harnici. Omul harnic mănâncă piatră, scoate cași din apă de baltă și seceră fir de grâu unde au crescut cucutei. Apoi, sfârșit popa, când are vaca hrană, ea nu rămâne stearpă. Așa a zis. Așa s-a pus să și facă. Un om care n-are ce să mănânce își face treabă din treaba altora nici acum nu putea face bine. Orbul n-ajută pe olog. Flămânzii nu îndreaptă treaba satului, când câștele păzesc stratul, puțin îi rămâne grădinarului. Ei, dar părintele Trandafir e vârtos la cap. Unde pleacă, merge și ajunge, ori are pe drum. În cea din tâi luminecă, părintele Trandafir Ține o predică înaintea oamenilor ce s-au adunat în număr mare ca să vadă pe popa cel nou. Nu este mai mare mulțumire pentru omul ce dorește binele altora decât aceea când vede că este ascultat de către alții și că vorbele lui prind rădăcini. Gândul bun se înmulțește, cuprinzând loc în mai multe suflete. Cine îl are și poartă, mai ales atunci, dacă îl prețuiește, se bucură când vede că își face cale în lume. Părintele Trandafir se simțea norocit într-acea zi. Niciodată el n-a fost ascultat cu atâta luare aminte ca astă dată. Părea că oamenii aceia ascultă ceea ce știu, dar nu știu bine și sorbeau vorbele cu atâta sete încât părea că ar voi să-i soarbă sufletul ca mai ușor să culeagă din el învățătura. S-a citit în ziua aceea Evanghelia asupra fiului rătăcit. Părintele Trandafir a arătat cum Dumnezeu, în nesfârșita lui iubire de oameni, l-a făcut pe om spre fericire. Fiind omul în lume, Dumnezeu voiește ca el să simtă toate plăcerile curate ale vieții, pentru că numai așa poate să o iubească și să facă bine întrânsa. Omul, care din vina sa Ori din urma altor întâmplări Simte numai amar și necazuri într trastă lumei, nu poate iubi viața Și ne iubind-o, disprițuiește în chip păcătos Acest înalt dar dumnezeiesc. Ce fac însă oamenii leneși? Oamenii care nu-și dau nicio silință care nici mâna nu și-o întind ca să ia darul. Sunt păcătoși, căci nu numai dorințe avem, ci și pofte trupești. Poftele cele curate sunt date omului ca să le astâmpere prin rodul muncii. Dorințele îi sunt date în suflet ca să cuprindă lume și Dumnezeu în sine și fericit să le privească. Lucrarea este dar legea firii omenești, și cine nu lucrează, greu păcătuiește. După aceste, părintele a arătat cu vorbe care dau gândirilor chip viețuitor cât este dedicăloasă viața unui om pieritor de foame și a dat credincioșilor săi sfaturi zâmislite în mintea lui înțeleaptă cum ei ar trebui să lucreze în primăvară, în vară, în toamnă și în iarnă. Oamenii au ascultat. În fețele lor era scrisă vorba părintelui, iar mergând spre casă, ei vorbeau numai despre ceea ce auziseră în biserică și fiecare se simțea cu un om mai mult decât până acum. Erau poate mulți și de aceea care așteptau numai să treacă Sfânta Duminică pentru ca în cea dintre zi de lucru să înceapă. Așa, Popă n-a mai fost în sărăceni. Grăința cu florii cucului, despărțindu-se de vecinul său, Mitru. Popă, chiar popă, ca la un sat cinstit! Răspunse Mitru, ca și când ar fi simțit că cinstit satul său, tocmai cinstit nu este. Au venit apoi alte dumineci. Părintele Trandafir, a mai dat însă îndărât cu predicile. Chiar în a doua, duminică, n-avea cui să-i vorbească. Era vremea cam ploioasă și oamenii au rămas pe acasă. Alte dumineci, însă, era vreme frumoasă. Pe semne atunci nu se înturau oamenii de vreme. Le venea greu a se despărți de cerul lui Dumnezeu. Așa câte o babă bătrână, câte un moșneac slab la auz, mai avea părintele prin biserică. Adesea o rămânea numai cu cozonac clopotarul. Așa nu se face treabă. Dacă ar fi fost altfel de om, s-ar fi oprit aici. Părintele trandafir e însă ca și capra în grădina cu curechi. Când îl scoți pe ușă, îți intră prin gard. Când astup gardul, dai că sare peste gard și îți face mai multă pagubă, stricând și streașina gardului. Dar ține-l Dumnezeu e numai vorbă. Tot bun om rămâne părintele Trandafir. Așteptați, grăi el, dacă nu veniți voi la mine, mă duc eu la voi. Și apoi porni popa la colindă. Cât e ziua de mare, gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oamenii, acolo îi ținea la sfaturi. La câmp dai de popă, la de altă popa de tine. Mergi la vale, te întâlnești cu popa intri în pădure, tot pe popa îl afli. Popa la biserică, popa la mort, popa la nuntă, popa la vecin. Trebuie să fugi în sat dacă voiești să scapi de popă. Și unde te prinde, te umoară cu sfatul. Vreun an de zile adus dus-o părintele trandafir cu sfatul. Oamenii ascultau bucuros. Le plăcea să stea de vorbă cu popa și chiar se prindeau de sfaturi atâta însă și mai departe tot povestea cea veche. Știau oamenii cum să facă, dar nu făceau. Părintele se cam necăjea. De la o vreme a fost sfârșit cu sfaturile. Nu era om în sat asupra căruia să nu fi descărcat întreaga sa învățătură. Nu mai avea ce să spună. Ei, că nu e bine așa, grăi iarăși preotul merge cu sfatul. Să încep cu ceva mai aspru. Se începu jocura, unde afla un om, părintele Trandafir, începea al face de râs și aș bate joc de el în tot chipul. Trece pe lângă o casă care nu e tocmai de ieri acoperită. Măi, dar o mai ești tu, grăiește către stăpân și prin vârful casei ai ferestre. Tare iubești lumina și sfântul soare află o femeie cu cămașa nespălată. Uite, măi, dar de când ați început voi să purtați rochii de postav?" Se întâlnește cu un copil nespălat. Auzi, nevastă, mult lictar aveți voi de să mângeți copiii atât de tare." Dă de un om culcat la umbră și zice, Bun lucru, bun lucru!" Iar dacă omul se scoală, îl roagă să nu se lase de lucru că are copii. Așa începe și o duce mai departe tot așa. A ajuns treaba între atâta, încât oamenii care de -o poștă se feresc din drumul popei, a ajuns ca și ciuma. Dar mai rău decât toate este una. După atâta tândă litură, oamenii i-au pus numele Popatanda. Apoi popatanda a și rămas. Vorbind drept, sătenilor numai într-un chip nu le plăcea felul popii. Fiește care râdea bucuros cu popa de alții. Nici unuia nu-i plăcea însă când alții râdeau de dânsul. Așa e firea omului. Fiecare pune bucuros și aua pe iapa vecinului. Și de asta le plăcea părintele trandafiri poporinilor săi. Cu atâta însă popa nu se mulțumea nici n-a trecut anul până ce toți oamenii din sat erau batjocoriți. N-a mai rămas de cine să-și bată joc, căci de la o vreme și cei batjocoriți începeau să râdă. Aici apoi s-a sfârșit. A rămas numai una, ca satul să-și bată joc de popa. Doi ani de zile au trecut fără ca părintele trandafir să fi mișcat satul înainte, măcar numai atâta cât e de la vorbă până la supărare. Oamenii ajunseseră atâta de sfătoși și atâta de batjocoritori, încât ziua întreagă stau grămesc câteodată la sfat, câteodată la batjocură. Era lucru minunat. Oamenii cunoșteau binele, râdeau de rău, dar nu se urneau din loc. Ei, spune om cu suflet, să nu se supere părintele Trandafir, ba să se mânie, greu să se mânie, el s-a și mâniat. A început să ocărască oamenii. Cum a la sfaturi, la batjocuri, așa acum la ocări. Unde prindea omul, acolo locăra. Dar acum a dus-o departe. La început oamenii se lăsau ocărâți. Mai târziu mai răspundeau și ei câte ceva. Așa, pe sub căciulă. În sfârșit, însă, văzând că merge prea gros, Începură și ei să o cărască pe popa. De aici înainte, treburile se încălciră. Mergea când curciși, când curmeziș. Oamenii începură să spună popii vorba că nu se vor lăsa de râs și de ocară, ci vor merge la episcopie și îl vor scoate din sat. Numai asta îi trebuia popii. Au nimerit-o poporenii. Să-l scoată din sărăceni. Acum a început popa cu adevărată o cară. Așa a și mers. Poporinii s-au pus în car, la protopop și de acolo la episcopie. Este în cartea învățăturilor despre viața lumească o scurtă învățătură. Binevoitorii de multe ori ne sunt spre stricare și răvoitorii spre folos. Părintele Trandafir astădată n-a avut noroc să tragă folos din răvoitorii săi. Episcopul era un suflet bun, vrednic ca să fie pus în toate pomelnicele de pe fața pământului. I s-a făcut milă de bietul popă și i-a dat dreptate, o cărând pe poporeni, adică tot în sărăceni a rămas popa tanda. deopște, nenorocirile se grămădesc asupra omului. Una naște pe cealaltă, sau că ele sunt surori de cruce. Destul că le aflăm totdeauna ca umbra și lumina, una lângă alta. Părintele Trandafir avea acum trei copii. Când sosi acasă de la episcopie, găsi pe preoteasa în pat. Era a patra bucurie la casă. O suție bolnavă, trei copii mici, al patrulea de lapte. O casă numai hârb. Prin pereți se furișa neaua, cuptorul a fumat, și acoperișul era tovarăși cuvânturile, Iar hambarele goale, Bunga de șartă și sufletul necăjit. Părintele Trandafir nu era omul Care să fi putut afla calea Pe care să iasă din această încurcătură. De ar fi fost alții în starea lui, El le putea fi de ajutor, Pe sine însuși nu se putea mângâia. El de multă vreme gânditor, la o paițul cea cu ca lumină somnoroasă. În prigiurul lui dormeau toți și bolnava dormea. Apoi nimic nu îndeamnă mai mult spre întristare decât tocmai privegherea între cei ce dorm. Iar acești dormitori erau iubiții lui, iubiți de a căror fericire el avea să răspundă, iubiți prin care el viețuia și a căror iubire da preț vieții sale. Gând se înșira cu gândul în capul lui. Sufletul îi trecea în trecut și în viitor și viitorul, în starea în care se afla, nu putea să și-l înfățișeze decât cu cele mai triste culori. Copiii lui, soția lui, ce va fi de dânsi? Inima îi era grea, dar nu afla un singur gând mântuitor, un singur chip de scăpare. În lume nu afla nimic de unde ar fi putut prinde speranță. A doua zi de dimineață era duminică. Părintele se duse la biserica cea închinată spre pământ ca să citească utrenia. Ca deopște oamenii, părintele Trandafir niciodată nu și-a dat seama despre cele ce făcea. Era preot și era bucuros. Îi plăcea să cânte, să citească Evanghelia, să învețe creștinii să mângâie și să dea ajutor sufletesc celor rătăciți. Mai departe nu se gândea. Des ar fi întrebat cândva dacă cuprinde el și în alta sfințenie, tainicul înțeles al chemării sale ar fi râs în tăcere de toate acele pe care omul numai în momentele grele le pricepe. Este în firea omului că după ce mintea pricepe un șir de lucruri mai ascunse ea pune aceeași măsură pe lumea întreagă și nu mai crede ceea ce nu poate înțelege. Nu totdeauna însă omul gândește. Sunt întâmplări în fața cărora mintea stă locului. În primejdie, când sufletul nu mai află ajutor, în bucurie, când el nu află izvorul din care îi curge norocul și în înșirarea gândirilor sale, când el nu le mai află legătura. Atunci când Domnul în orice chip a ajuns la locul unde putința începe să se atingă cu neputințele sale, încetează a mai gândi, gândind în locul său firea omenească. Părintele Trandafir intră în biserică. De câte ori a intrat el în această biserică? Dar totdeauna, precum intră făurarul în făurărie, acum însă îl prinse o frică neînțeleasă. Merse câțiva pași înainte, se opri. Își ascunse fața în amândouă mâinile și început să plângă greu și cu suspin înnăbușit și fioros. De ce plângea el? Înaintea cui plângea? Din gura lui, numai trei cuvinte au ieșit. Puternice, Doamne, ajută-mă! Și oare credea el că acest gând cuprins cu atâta înfocare în disperarea lui, îi va putea fi de ajutor? El nu credea nimic, nu gândea nimic, era purtat. Sfânta Scriptură ne învață că în tocmai precum plugarul trăiește din rodul muncii sale și păstorul sufletesc care slujește altarul, din slujba sa de pe altar să trăiască. Și părintele Trandafir, și într-asta era credincios către Sfânta Învățătură. El întotdeauna a lucrat numai pentru povățuirea sufletească a poporenilor săi, așteptând ca aceștia, drept răsplată, să se îngrijească de traiul lui zilnic. Nu însă, totdeauna lumea este întocmită după cum este scris și este poruncă. Așa era numai popa, iar nu și poporenii din slujba sa, părintele trăgea foarte puțin folos, atât cât nu era destul adică. Patru bucăți de pământ la țarină, bigul de la poporeni și folosul de la cei născuți și cei morți. Toate la un loc, nimic, fiindcă pe pământ nu răsare aproape nimic. Birul nu iese decât de nume, cei născuți se botează de milă și celor morți li se face pomană de către popa în apropierea bisericii, se află o casă pustie, numai după nume casă. Stăpânul casei ar fi ținut vitele întrânsa, dar n-avea vite. Lângă casă era un loc de grădină. Grădina însă nu era, fiindcă zis a fost cum că garduri în sărăceni nu sunt. Părintele Trandafir cumpărase casa cu locul tot și locuia în ea de când casa era a popii, prea multe îndreptări nu i se făcuseră și acum era tot hârb, perețiciur și acoperișul mrejă. Părintele, numai de ale altor case, purta grijă. Masa popii nu era mai bună decât casa, vorba cu lumea gheboșilor. Omul se îndreaptă după oameni, chiar și când ar voi să îndrepteze oamenii după sine. Popa trăia în felul satului. Noroc avea numai cu zestrea preotesei, dar de unde nu mai se ia, multă vreme nu se ia și asta se apropia de postul cel mare. Nu merge, grei părintele Trandafir. Așa nu merge. Începu a se face și el om ca lumea, a se îngriji mai înainte de toate de binele casei sale. Numai decât în primăvară, luă un țigan, îl puse să frământe mală și șlipi casa. În câteva zile, toți patru pereții erau lipiți și muguiți. Acum părintele ședea mai bucuros afară decât în casă, fiindcă din casă nu se vedea atât de bine muruiala la casei. Și era frumos lucru, o casă muruită în sărăceni, mai ales când omul își putea zice, asta e a mea. Era însă un lucru care de fel nu se potrivea. De câte ori ochii părintelui scăpătau peste pereți, pe acoperiș, el intra în casă. Îi părea că a văzut acum destul. Nu privea bucuros la acoperișul stricat și totuși, de câte ori voia să vadă pereții, vedea tot acoperișul. A furisitul de acoperiș. Nu mai era chip să-l lase precum era. Colo jos în vale, pe unde sunt bălțile cele multe, nu cresc numai sălcii și răchite. Pe aici, pe colea, este și un șovar, pipirig, papură, ba chiar și câte un fir de trestie. Așa voi să fac, gândi popa. Luă un om, îl puse la șovar, la pipirig, la papură și trestie. Sâmbătă era plin în pregiurul casei. Toți snob legați cu nuiele de răchită. Iar în cealaltă sâmbătă, acoperișul era cârpit și tivit pe vârf cu snop de trestie, peste care erau întinse două prăjini legate cu furci. Acum lucrul era chiar bun și nu scump. Oamenii treceau pe lângă casa popii, clătinau din cap și ziceau câteodată. Popa e omul dracului! Iară popa petrecea bucuros pe afară, dar nici această bucurie n-a ținut multă vreme. Tot se mai afla un lucru care nu se potrivea. Popa se simțea prea în câmp. Ca și a lui casă, nu era niciun în sat. S-ar fi potrivit ca ea să fie cumva despărțită de sat. Părintele se cam sfia a zice la mine acasă, fiindcă vedea că la el este în sat. Un gard trebuia încă și o portiță pe care să intre oamenii când vin la popa. Să fie gard numai de nume, să fie portița numai pârleaz, dar să se știe că mai înainte de a intra în casa popii, trebuie să intri în curtea lui. Popa, iarăși luă un om, îl trimise să taie spini și pari, bătu parii în pământ, puse spinii printre par și gardul fugata. Înaintea casei, înspre biserică, loc de vreo patru sute de stânjeni, locul fu îngrădit, iară portița se făcu din patru pari înțepeniți cu alți doi care erau puși cruciși. Mai ales preoteasa se bucura foarte când se văzu așa îngrădită. Mai ales popa se bucura când vedea că se bucură preoteasa. Nu era zi în care popa, ori preoteasa, să nu le zică copiilor de vreo zece ori. Auziți, să nu ieșiți afară din curte, jucați-vă frumos aici acasă. Când omul a făcut începutul, el nu mai ajunge la capăt. O dorință naște pe cealaltă. Acum a i-a intrat un lucru în cap. Știi tu ce popă? Zise ea într-o dimineață. Eu aș gândi că ar fi bine să fac câteva straturi colo de-a lungul gardului. Straturi? Da, să se mănânc ceapă, moco, fasole, parabule și curechi. Părintele rămase uimit. Îi părea că asta ar fi peste putință, straturi în sărăceni, dar peste câteva zile capul lui era plin de straturi, de barabule, de curechi și fasole. Așa, peste ea câteva zile, locul era săpat, straturile erau făcute. Nu era ziua în care atât popa cât și preoteasa să nu fi mers măcar de zece ori la straturi pentru ca să vadă dacă nu erau răsărite semințele. Marea a fost bucuria într-o zi. Popa s-a sculat de dimineață. Muiere, scoală. Cei? Au răsărit. Toată ziua aceea, popa și preutea cu copiii cu tot, au petrecut vremea șezând, pup între straturi. Care vedea mai multe semințe încolțite, acela era mai norocos. Iar sătenii, priceau pe lângă casa popii priveau printre spinii gardului la straturile popii și ziceau și astădată, Popa e omul dracului. Auzi tu, preoteasă, grăie acum popa, oare n-ar fi bine să se mânăm păpușoi pe lângă gard și în împrejurul straturilor? Ba bine, său așa, mie îmi place păpușoiul verde și mie mai ales copt pe șeratec. Lucru nou, popa se înjugă cu păpușoi, îi râdea inima când gândea cât se va face de frumoasă treaba. Când jur împrejur, păpușoiul va crește și va acoperi spinii din gard, care începeau a nu-i mai plăcea părintelui. Dar tot vorba cea veche, un necas naște pe celălalt. În dosul casei era încă o bucată de loc de vreo cinci ori mai mare decât cea îngrădită. Asta nu mai ieșea din mintea popii. Pentru ce să stea goală? Oare n-ar putea el pune păpușoi și în dosul casei? În țarinile de pe față, oamenii arau și semănau. În sat însă, ne era pământul, pentru că aici era sat. Marcul florii cucului, vecinul popii, avea un plug cam stricat, dar plug. Iar Mitru Cătănaș, vecinul lui Marcu, avea doi boi slabi și un cal petit. Popa, Marcu, Mitru, boii și calul împreună munciră o zi de dimineață până seara, locul foarat și semânat cu păpușoi. Popa, de aceea înainte, sta mai bucuros în dosul casei. Era lucrul minunat și frumos. Așa brazde și printre brazde pe aici, pe colea, câte un fir de păpușoi, abia încolțit. Cu toate acestea, popa se scârpina câteodată, Ba foarte adeseori după ureche. Părea că tot îi mai apasă ceva pe inimă. Era lucru greu de care nu putea să se prinde. Pământurile din țarină, până acum, le-a fost dat în parte. Acum nu știa ce să facă cu ele. I-ar fi plăcut ca să le lucreze însuși, să-și vadă el semănăturile lui, să meargă la ele cu preoteasa, apoi la toamnă. Era lucru foarte ademenitor. S-a făcut multă vorbă cu sa asupra acestui lucru. Trebuiau cai, trăsură, plug, slugă și grajd. O mulțime de lucruri trebuiau. Iar popa nu se prea pricepea la plugărie. Și totuși, straturile erau verzi, păpușoiul în Popa își întări gândul. Luă rămâșițea din zestrea preotesei, care sta încă încuiată în ladă și se apucă de muncă. Plugul marcului era bun pentru început. Un cal cumpără popa de la mitru, alt cal se afla la un om din Valea Răpiții. Stan Șchiopul avea un cal cu trei roate. Popa îl cumpără, fiindcă a câștigat o roată de la mitru, ca adaos la calul spetit. Cozona cloputarul se prinse să fie slugă la popa, fiindcă casa lui era numai la o săritură de aici. Popa bătu apoi patru stâlpi la capătul casei, doi mai înalți, doi mai scurți. Al cătui trei pereți de nuiele făcu acoperiș din șovar și grajdul fugata. În vremea asta părintele Trandafir a îmbătrânit cu zece ani, dar în tinerea, când încărca preuteasa și copiii în trăsură, da bici la cai și mergea ca să-și vadă holdele. Sătinii îl vedeau, clătinau din cap și iarăși ziceau, popa e omul dracului. Preuteasa avea însă necasurile ei muierești. Ea avea o icoană frumoasă pe care a fost căpătat-o în cinste de la feciorul popii din vezura. Și acum icoana se a pusă în fundul lăzii, învelită în hârtie. Ar fi dorit mult să o pună între ferești, să pună flor de busuioc în prejurul ei, să o mai vadă mai adeseori, fiindcă icoana era chipul Sfintei Maria, Maica Domnului, și pe fica preotului și a preotesei o chema Maria era și un alt lucru ce o supăra pe preoteasă. O fereastră era astupată cu bășici de porc, iar în celelalte două erau trei ochi sparți și cârpiți cu hârtie. Era cam întuneric în casă. Paștile se apropiau. Nu mai erau decât cinci zile până în săptămâna cea mare. Dacă popa voia ca să petreacă Paștele împreună cu preoteasa, nu-i rămânea decât să câștige trei lucruri de căpetenie var pentru pereți, ferestre pentru casă și privaz pentru icoana Sfintei Maria, mai ca curată. Tot lucruri care numai în oraș se pot căpăta. La târg, dar avea popa avea și trăsură. Îl cam supărau însă lesele din care n-au fost rămas decât spinarea cu coastele. Îl prindea apoi rușinea ca popă ce era să meargă fără de lese la târg. În împrumut nu putea lua, fiindcă se afla în sărăceni, unde nici popa n-avea lese cum se cade. Nevoia este cel mai bun învățător. Părintele trimise pe cozonac în vale după nuiele, bătu doi pari în pământ între pari, tot la depărtare de o palmă. Bătu bețigașe mai subțirele, și apoi popa, preuteasa și copiii și cozonac se puseră la împletit. Multă vreme nu trecu, până ce împletiră lesele și fură gata. De minune nu era lucrul. Erau însă cele mai bune lese din sărăceni. Bune, încât cozonac nu se putu răbda să nu zică. Popa e omul dracului. La târg și de la târg acasă Părintele se făli cu lesele sale. Află că alții au, ba chiar cumpără mai rele lese decât acelea pe care le făcuse el. Ce faci, popă? Lese! Dacă doar ai, fac pentru cei ce n-au. După Paști, Cozonac început să curețe bălțile de nuiele, iar popa să împletească la lese. Cu cât mergea lucrul mai înainte, cu atât mai bine mergea cea din urmăleasă leasă era totdeauna cea mai bună. Mac cu florii cucului era un om sfătos. Îi plăcea să stea de vorbă cu popa. Cozonac curăța nu ele. Popa împletește, iar Macu zace întins pe buctă cu capul pe pun și privește în dragă voie. Nu iau asta e cam lungă, zise părintele, măsurând o nuia cu privirea. Măi, Marcule, ia dăm toporul cela ca să o fac mai scurtă. Toporul era la picioarele lui Marcu. Marcu ridică partea de dinainte a trupului, se resemă pe cot, întinde piciorul și moșcotește, voin să tragă toporul cu piciorul. Dar ție de grabă, îi popa și trage una cu nuiaua. Marcu sare și se încredințează că el este cu mult mai sprinten decât credea. În urmă, asta încredințare i-a fost de mare folos. Înainte de Rusalii, părintele a gătit un car de lese cu care avea să meargă la târg și Marcu știa foarte bine că dacă popa vinde lesele și el va fi să aibă sărbători bune. I-a fost ajutat popei câteva săptămâni și lucrul întotdeauna a aduce folos celui ce-l face. Înainte de Rusalii, începură însă niște ploi care părea că nu vor mai înceta. Nu știu, zău, eu ce voi face, zise popa. Pac că mă lăsa cu târgul până după Rusalii. Mi-e groază să plec pe ploaia asta. Dacă nu o sta ploaia până joi, apoi eu unul nu mă duc. Macu se scărpină după urechi, dar nu zise nimic. Vedea și el că popa nu se cade să fie plouat. Îl supăra însă lucrul și îl făcea să se gândească. Oare grăi el într-un târziu, încetând a împleti Oare n-am putea împleti o rogojină? Șovar, rogoz și pipirig este în vale. Măi, poate că ai dreptate, răspunse popa. Și aceea tot cam așa trebuie să fie ca și asta ce facem noi. Dându-i ajutor popii, Marco a început să facă mai bune lese decât popa. Rogojina a ieșit în cinstea lui, iar popa n-a venit plouat, ci cu punga plină de la târg. Ziua Sfintelor Rusalii Astă data a fost o zi bună. Preutea să avea rochie nouă. Cei trei mai mărișori aveau păpucași din oraș. Măriuca cea mai micuță avea o pălărie de paie cu două flori roșii. Iară pereții erau albi chiar și pe din afară. Ferestrele erau întregi, casa era luminoasă și icoana Sfintei Maria Maica prea curată se vedea bine cum era pusă sus între ferestre și împodobită cu florile crescute pe marginea straturilor. Făină albă, carne, unt, ba chiar și zahăr a adus popa de la oraș. Părintele o iubea pe preuteasă, ei însă niciodată nu s-au sărutat. Preuteasa a început să plângă, nu știe de ce, iar părintele Trandafir era să plângă când a sosit în biserică. A văzut însă oamenii pe la icoane și a intrat în altar cu lacrimile în Zic oamenii că el niciodată n-a cântat mai frumos decât în trastă zi. A rămas vorba, cântă ca popa la rusalii. Vremile vin, vremile se duc, lumea merge înainte, iar omul când cu lumea, când împotriva ei. Drumul de țară vine din oraș, trece pe lângă Valea Seacă și merge mai departe pe la Valea Răpiții. Unde se întâlnesc drumurile, la împreunarea celor două răi, pe răpița, este o moară, lângă răpița este o rugă, lângă rugă este o fântână, iar lângă fântână sunt opt paltinți moș. Locul acesta se zice La Rugă la Sărăceni. De aici până la Sărăceni nu este cale de un ceas. Cu toate aceste de câte ori vine din oraș, Sărăceanul se oprește aici. Adapă caii și mai stă puțină vreme, așteptând ca să vie vreun drumeț care să întrebe ce sat e acela unde se vede biserica cea frumoasă cu pereții albi și cu turn sclipitor. Fiind întrebat astfel, el își netezește mustățile și răspunde privind fălos spre acel loc. Acolo sus pe grobniță, acela e satul nostru, sărăcenii. Dar clopotele să le auzi, ce clopote sunt în turnul acela, se aude cale de trei ceasuri. Unde se despart drumurile, este un stâlp cu două brațe. Pe un braț stă scris, spre valea răpiții, pe celălalt spre valea seacă. Drum ca acela care trece prin valea seacă, între sărăceni, jur, împrejur nu este neted ca masa și vârtos ca sâmburele de cireșă. Se vede că sărăcenii l-au făcut de dragul lor. În dreapta și în stânga, tot 10-15 pași unul de altul, sunt niște nuci stufoși la care omul privește cu drag. Albia prăului rămâne la dreapta. Drumul trece pe coaste mai pe sus ca să nu-l atingă năpădirea apei. Sărăcenii au trebuit să sfarme stânci în calea lor, dar au făcut-o bucuros fiindcă distânci și au făcut drumul. Pe aici sărăceanul se simte acasă. Pentru aceea mână numai în pași. De alt minterea nici nu-i se urăște. Aproape la tot pasul întâlnește câte un cunoscut cu care mai schimbă vorba, de unde și până unde. Ăsta aduce un car de var, celălalt un car de coame. Mai apoi vine unul cu împletituri, altul cu un car de roate doage ori alt lemn lucrat. Iar pe marginea drumului, din când în când, dă de pietrarii care ciocănesc din zor de zi până la apusul soarelui. Asta cale nu e pustie. Unde cotește valea? și drumul, acolo sunt vărăriile. Aici, apoi e târg întreg. Unii încarcă var, alții descarcă piatră și lemne. Pietrarii fac tocot, vărarii aruncă lemne în foc. Stăpânii fac larmă unul pentru cinci. De la acest loc și satul se vede mai bine. Grădinile sunt însă prea îndesate cu pomi. Numai printre crengiori, peste pom, vedem pe aici, pe colea, câte o bucată din pereții și acoperămintele caselor. Casa popii este tocmai lângă biserică. Nici din asta nu vedem însă decât cinci ferestre și un acoperământ roșu cu două hornuri. În față, cu biserica e școala, casa din care nu vedem decât o bucată de perete cu două ferestre mari și acoperământul este a lui Mac cu florii cucului. Iar zidirea cea mare care se vede mai în vale este primăria. Dacă satul nu ar fi fost atât de îndesat, ar trebui să ni se înfățișeze foarte frumos. Așa însă rămâne învelișul din care trebuiește să urmăm la cele ce nu vedem. Toate s-au schimbat. Numai părintele Trandafir a rămas precum a fost verde, vesel și harnic. Dacă părul cărunt și barba căruntă nu ar vesti vremea lui, am crede că copilașii care se joacă în seară, la laița cea de dinaintea casei sunt copilașii lui. Unul dintre copilași, pe care l-a ridicat ca să-l sărute, îi fură pălăria din cap și fuge cu ea strașnic. Măriuca deschide fereastra și strigă, Trandafirica al mamei, nu lăsa pe moștătuca cu capul gol. Apoi fuge de la fereastră pentru ca să prindă pe Ileana, care a furat ceapța bunicii. S-a împodobit cu ea și vine să se fălească la moștătuca. Moștătuca râde din toată inima, îi place gluma. Tocmai vine de la vecernie și părintele Coste și prinde atât pe Ileana, cât și pe Măriuca, le sărută și apoi se pune pe laiță lângă socul său. Marcu, vecinul, vechiul prieten, socul Măriucăi, om de casă, vede alaiul și vine și el să stea de vorbă. Pătrânule, n căciula, nu sta cu capul gol, grăiește bunica întins în căciula pe fereastră. Un om din sat trece, le poftește bună odihnă și, -și zice, Ține-l, Doamne, la mulți ani, că este omul lui Dumnezeu.